Bună ziua și bun găsit! În prima parte a întâlnirii de astăzi vreau să vă propun să discutăm despre calitatea laptelui. După intrarea României în Uniunea Europeană și mai ales după semnarea contractului de aderare, ne-am trezit că un procent important din laptele pe care îl avem în România este lapte neconform. Unii chiar au renunțat să mai consume lapte, crezând că acest lucru le poate pune în pericol sănătatea. A venit apoi o nouă etapă în care România, din mare exportator, a devenit chiar și importator de lapte, desigur, din țările vecine. Apoi am aflat că laptele din România este de bună calitate și este chiar căutat de marile companii, marile firme care sunt specializate în producția de ciocolată. Eu cred că am putea să scriem chiar o istorie a laptelui din România de după Revoluție. Bătălia pentru piața românească a laptelui încă nu s-a încheiat, pentru că în curând vor fi eliminate cotele de lapte din Europa și spun unii pesimiști că România va fi invadată de lapte. Bine ar fi să vină doar lapte de bună calitate, bine ar fi ca consumatorul român să aibă această posibilitate să găsească în magazine lapte, carne și preparate de cea mai bună calitate. Acum, desigur, pentru a vedea care este calitatea laptelui, am crezut de cuvință că este bine să mergem la o unitate care este specializată în analiza acestor parametri. Îl am lângă mine pe domnul Arghir Ilea, medic veterinar, care este director la Fundația pentru Controlul Calității Laptelui. Bună ziua și vă mulțumesc că ne-ați primit! Bună ziua și eu și vă mulțumesc de vizită! Aș vrea pentru început să ne spuneți câteva cuvinte despre această fundație. Care sunt fondatorii și, desigur, care este scopul pentru care a fost creată? Fundația pentru Controlul Calității Laptelui este înființată în urmă cu 10 ani de zile. Are acționari pe Asociația Patronală Română din Industria Laptelui și Asociația Crescătorilor de Taurine. Deci ei sunt membrii fondatori ai fundației. Modelul pe care noi îl urmăm este modelul olandez, în care între fermieri și între procesatori există acorduri de plată ale laptelui, iar calitatea laptelui se stabilește de către un organism neutru. Fundația, deci, care nu aparține nici procesatorilor și nici fermierilor. Rolul fundației este de a stabili calitatea și, în funcție de calitate, urmează să stabilească ei între ei condițiile de plată și așa mai departe. Eu mă bucur că ne-a spus acest lucru, mă bucur că există această fundație. O să vă rog să ne spuneți în continuare cine sunt firmele care își aduc laptele pentru analiză la dumneavoastră. Pentru că îmi spuneați că dumneavoastră nu prea faceți interpretarea acestor parametri pe care îi are laptele, ci faceți doar activitatea de analiză, această muncă de identificare a elementelor pe care le are laptele, care urmează să fie ulterior procesat sau comercializat. Clienții noștri sunt în principal procesatorii din zona Transilvaniei, deci cei cu care lucrăm. Ei, la rândul lor, prelevează probele de la ferme, le trimit către laborator sau laborator, mai bine zis, le aduce, le preia din teritoriul, din toată Transilvania, le analizăm și le trimitem înapoi rezultatele. La asta mă refeream când spuneam că nu face interpretarea rezultatelor. Strict partea de analiză a laptelui și a stabilirea calității. Ne-a spus la un moment dat că împliniți sau ați împlinit 10 ani de la înființare. Sper că nu am nimerit chiar în ziua în care are loc acest eveniment și trebuie să asistăm și noi la deschiderea sticlei de șampanie. Nu, chiar mai bine de 10 ani, în 2003 s-a înființat fundația, s-au achiziționat, de fapt s-a înființat laboratorul, s-a achiziționat aparatură, s-au făcut amenajările necesare, iar efectiv partea de analiză am început la începutul anului 2004. Deci suntem aproape la 10 ani, dacă ne gândim că mai este o lună. Da.
O cifră rotundă, nu-mi rămâne decât să vă urez mult succes în perioada următoare. Fac acest lucru în primul rând pentru că eu consider și sunt convins că și cei care ne urmăresc consideră că existența unor laboratoare bine dotate, laboratoare neutre, este benefică în România, ar trebui să existe nu numai pentru lapte, ci pentru toate produsele care ajung să fie comercializate, ajung pe masa consumatorilor din România. O să vă rog să faceți așa o scurtă trecere în revistă. Cum a evoluat laptele în acești 10 ani? Asistăm la o îmbunătățire a calității sau, dimpotrivă, suntem tot la mentalitatea și la calitatea pe care am avut-o în urmă cu 10 ani? Da, dacă ne gândim la începuturile noastre, când majoritatea procesatorilor și mai ales ale fermierilor nu prea erau foarte preocupați de această calitate să ajute la, adică era în 2002-2003, când existau și la noi anumite reguli, dar regulile erau mult mai stricte în Uniunea Europeană și atunci trebuia și noi să ne pregătim să le putem îndeplini. Dacă la început, v-am spus, nici nu se prea știa de calitate sau nu îi se dădea așa mare importanță, într-adevăr, pe parcursul anilor aceasta a crescut, dar încă nu am ajuns chiar unde am vrea să ajungem sau unde ar trebui să ajungem cu calitatea. Într-adevăr, după 2007 sau, deci undeva la anul 2007, să zicem acum 5 ani de zile, 6 ani, am ajuns la calitatea în care jumătate din probele care le analizam erau conforme cu cerințele Uniunii Europene, iar cealaltă jumătate încă nu reușeau să îndeplinească. După această perioadă, România a parcurs mai multe etape de derogări. Acum se pare că este ultima etapă care se încheie la sfârșitul anului, iar din 2014, de la 1 ianuarie, toate unitățile trebuie să îndeplinească aceste reglementări, deci să fie la zi cu laptele cu Uniunea Europeană. Bun. Acum, eu am citit, sunt convins că știu și cei care ne urmăresc, că lapte neconform este acel lapte care are germeni și celule somatice peste anumite procente. Haideți să traducem puțin această expresie pe care am început să o folosim tot mai des în ultimii 7-8 ani. Eu cred că integrarea în Uniunea Europeană este un lucru bun, în primul rând din acest punct de vedere, pentru că a venit Comunitatea Europeană și ne impune în continuare să respectăm aceste cerințe de calitate. Eu cred că este și în interesul fermierului român, pentru că atunci când are lapte de calitate, lapte cu un anumit procent de grăsime sau de alte componente, atunci laptele este normal să aibă un preț mai bun și, din câte cunosc, acest lucru se practică. Iar atunci când laptele este neconform, acest lapte trebuie să primească o altă destinație decât consumul uman sau, de ce nu, să fie eliminat de pe piață. Haideți să vedem ce se întâmplă cu acest lapte neconform. Cum reușiți să-l identificați? Vă rog să-mi spuneți dacă aveți dotarea necesară pentru a face acest lucru și ce este, de fapt, laptele neconform. Da, cred că ar trebui să facem aici o delimitare între calitate și compoziție. Calitatea, mă refer, conformitatea laptelui se referă, așa cum spuneați, la o anumită încărcătură de germeni, la numărul total de germeni, numărul de celule somatice, prezența sau absența substanțelor inhibitorii, principal antibioticelor, și adaosul de apă. Cam astea sunt principalii parametri care se analizează pentru stabilirea calității. În ceea ce privește compoziția laptelui, aici putem vorbi de grăsime, de proteină, de lactoză și alți parametri care se găsesc într-o cantitate mai mare sau mai mică în lapte și care, mă rog, ajută la stabilirea unor indici de calitate. Indici de calitate, mă refer, dacă pot să dau un exemplu, dacă laptele este foarte bogat în proteine sau foarte bogat în caseină, este indicat să se folosească sau are un randament bun pentru obținerea brânzeturilor. Dar asta este o parte economică, nu ține de calitate, dacă are mai mult sau mai puțin.
Probabil că procesatorii din România dau o destinație laptelui și în funcție de acești parametri. Trebuie să-i dea o destinație și atunci stimulează și producătorul, fermierul să producă un lapte cu o compoziție mai bună, mă refer la un procent mai mare de grăsime sau un procent mai mare de proteină, care să-l ajută și pe el să obțină un randament mai bun la produsele pe care le face. În ceea ce privește conformitatea, că tot se vorbește de conformitate, este încărcătura de germeni care se măsoară minimum de 2 ori pe lună pentru o fermă, pentru producător, și în care media geometrică pe ultimele 2 luni trebuie să fie sub 100.000 de germeni. Deci asta începește în numărul de germeni, iar cea... Dar haideți să ne oprim puțin la germeni. De ce apar acești germeni și ce ar trebui să facă un fermier pentru a opri? Pentru că dumneavoastră aveți și această specializare de medic veterinar și eu cred că aș putea, sau ați putea să le dați câteva sfaturi. Pentru că, din câte cunosc, soluții există. Chiar Ministrul Agriculturii le promitea fermierii, sper să găsească și fondurile necesare și totodată sper să se țină de cuvânt, ca asociațiile care se vor crea în mediul rural să beneficieze de aceste tancuri pentru păstrarea laptelui în cel mult 4 ore de la activitatea de mulcere. Da, dacă putem să începem cu numărul total de germeni, aceasta este cea mai mare problemă a noastră în momentul de față, cred că urmată foarte aproape de numărul de celule somatice. Numărul total de germeni se referă la calitatea laptelui, la igiena laptelui. Laptele, așa cum vine el de la vacă, cum se obține prin mulți, are o anumită încărcătură de germeni, care orice lapte are un număr foarte mic. Dar pe măsură ce trece timpul, dacă acesta nu este păstrat în condiții corespunzătoare, dacă nu, hai să spunem, tancurile de răcire sau utilajele sau ustensilele unde se păstrează nu sunt curate, încărcătura de germeni crește foarte mult. Și asta nu mai este vina vacii sau vina laptelui, să zicem așa. Este strict vina celui care îl păstrează sau care se ocupă de el. Acum, în ultimii ani, au crescut foarte mult în numărul tancurilor de răcire. Cred că fiecare punct de colectare are tancuri de răcire proprii. Aproape fiecare punct de colectare. Cred că toate fermele care se pretind și care vreau să producă lapte au obligația să aibă tancul de răcire, dar încă mai sunt situații în care laptele nu ajungea destul de repede la temperatură și atunci la temperatură de păstrare de 4 grade și din cauza asta încărcătura de germen creștea foarte mult. Creșterea este exponențială. Dacă, să zicem, laptele mult de la vacă, vă dau un exemplu, pleacă cu câteva sute de germeni pe mililitru, 2, 3, 500 de germeni, în condiții de temperatură, să zicem, nu speciale, dar temperatura camerei, aceștia se pot tot dubla. Adică... Se pot dubla în fiecare minut sau în fiecare oră? Să zicem, în fiecare 15-20 de minute. Ori dacă plecăm de la 300 de germeni, să zicem, de la mulți și până în decurs de 8 ore ajungem la câteva milioane în cursul unei zile. Ori câteva milioane deja e foarte mult și depășim orice limite. Deci fără să-i facem nimic, să lăsăm doar la, așa, să lăsăm fără... Aceste condiții minime de păstrare. Îmi vine în minte o altă idee. Am putea să clasificăm acest lapte sau să facem așa o legătură cu dotarea fermelor, pentru că la ora actuală în România avem ferme care sunt dotate cu instalații mecanice de muls și respectiv ferme în care această operațiune se face în mod tradițional. Ar putea mulsul mecanic, ar putea igiena din aceste ferme să influențeze în mod pozitiv calitatea laptelui care se obține? Da, există diferențe între cele două tehnici de muls, să zicem, automată sau sală de muls sau mulsul manual. Dar
într-adevăr, în condițiile de mulți, în sală de mulți, în condiții în care laptele de la vacă este transportat direct la tancul de răcire, ar trebui să fie foarte bun, de foarte bună calitate. Dar există și nenumărate situații în care, chiar dacă laptele se mulge corect, nu este păstrat sau instalația de mulți nu este foarte igienizată, bine igienizată, curată, poate să facă mult mai mult rău decât laptele care este mult într-un vas, să zicem, manual, care este curat și care se poate păstra după 2 ore, cât are el o perioadă în care germenii nu se dezvoltă, minim 2 ore, poate să fie la aceeași calitate ca și celălalt. Aici depinde de fiecare în parte, dacă fermierul sau are grijă cu sala de mulți, o spală bine, o dezinfectează, nu are nicio problemă. Pe când și dincolo, dacă se mulge curat și se pune la rece laptele, poate să ajungă la același nivel. Cam asta cred că e diferența. Dacă laptele nu este păstrat, vă dați seama, de exemplu, laptele de colectură sau mulți individual, mulți manual, dacă are, să zicem, condiții foarte bune de mulți, vasele în care se păstrează nu sunt curate și acolo, temperatura în care se păstrează până ajunge la bazinul de răcire deja este prea târziu și încărcătura crește foarte mult. Eu sunt convins că despre lapte am putea să discutăm mult mai multe decât despre vin. Eu cred că această calitate a laptelui destinat consumului este influențată în mare parte și de produsele, de alimentele pe care le consumă animalele, pentru că una e să avem vaci care pasc în zona montană, unde știm bogăția pe care o avem, și mă refer în al doilea rând la faptul că există și ferme care sunt sau în care se folosește în mare parte furajul concentrat. Combinat. Furajul combinat. Furajul combinat sau acele granule care sunt importate și de multe ori nu știm care este compoziția, cu excepția faptului că pe sac ne sunt date câteva, să le spunem, indicații. Aș vrea să fac o comparație cu munca pe care o faceți dumneavoastră, comparativ cu cea pe care o fac degustătorii de vinuri. Știți că un degustător de vin, dacă analizează laptele, îl privește, așa, nu laptele, vinul, îl privește în pahar, el poate să ne spună câteva caracteristici ale vinului respectiv, eventual zona de proveniență, gustul, arome și așa mai departe. Dumneavoastră, dacă ar fi să nu vedeți eticheta produsului care vine la analiză, ci doar să faceți analiza laptelui, ați putea să identificați zona de unde vine acest lapte, ați putea să ne spuneți care este laptele cel mai bun, doar analizând laptele, puteți face așa o legătură cu, să-i spunem, animalele pe care le are crescătorul, fermierul respectiv și respectiv dotarea pe care o are? Putem să facem și noi, dar nu chiar ca și degustătorii de vinuri. Există o diferență, să zicem, între laptele care provine de la un animal, să zicem, care a crescut în libertate, care are o cantitate mai mică de lapte. Într-adevăr, aici compoziția poate să fie mai bună, mă refer la procentul mai mare de grăsime sau proteine sau lactoză. Iar la ferme sau la cele care sunt de tip industrial, care mănâncă furajul unic, cantitatea este mult mai mare, probabil și compoziția este pe anumite limite standard. Deci nu ajunge la valori foarte mari, pentru că fiind producția foarte mare, nu își permite sau nu poate animalul să ajungă la așa performanțe. Nu văd eticheta vis-a-vis de ce m-ați întrebat, dacă am vedea eticheta, așa știi. Nu așa analizăm noi laptele, deci avem aparate care, sau flaconele cu care vine laptele, sunt etichetate, într-adevăr, au niște coduri, dar toate analizele le face aparatul, nu le facem noi, deci nu ne dăm cu părerea sau interpretăm noi rezultatele.
ca și la vinuri. Vorbim în funcție de cifre, nu de altceva, nu facem alte clasificări. Acum, eu bănuiesc că sunteți și dumneavoastră consumator de lapte și o să vă rog să ne spuneți care este laptele pe care îl recomandați, în primul rând, copiilor și persoanelor în vârstă, persoanelor care au anumite afecțiuni. Laptele care este cumpărat de la colț de stradă, știți că în anumite zone ale marilor orașe există persoane care dimineața mulg animalul, vaci, oi, capre sau ce mai au în ogradă, pun acest lapte în sticle PET, îl pun în portbagaj, uneori în portbagaj este cald, alteori este rece și parcurg 10, 20, poate 30 de kilometri și vin într-o zonă în care poate este mai frig cum este acum sau poate este cald, 20-30 de grade și își vând laptele. Uneori în câteva minute, alteori stau cu laptele pe trotuar o oră sau poate chiar mai mult pentru a-și vinde laptele. În ce măsură acest lapte care nu este pe de-o parte procesat, așa cum știm că se lucrează în marile unități specializate în procesare, în ce măsură acest lapte poate să prezinte anumite riscuri? Dacă vreți, vă întreb și mai concret. Dumneavoastră, cumpărați lapte din aceste zone? Dacă nu o faceți, care sunt motivele? Dacă e așa, dacă se întâmplă, și știu că se întâmplă așa cum spuneți dumneavoastră, că laptele este mult, este păstrat nu știu câte ore, este pus în portbagaj, mai stă pe urmă la colțul străzii încă câteva ore bune, o jumătate de zi, nu este bine. Laptele nu se poate păstra așa și nu poate să îndeplinească condițiile de păstrare și pe urmă să fie și să aibă și calitățile organoleptice care ar trebui să aibă un lapte bun. Laptele, nu pot să vă spun, laptele care teoretic, mi-ați cerut un sfat, se poate obține și lapte mult manual și să fie bun, dar dacă el nu este controlat, dacă nu este verificat condițiile în care sunt păstrate, atunci cine mai are siguranța sau cine folosește laptele ăsta la copii sau la bătrâni care nu ai nicio siguranță în plus, așa pe încredere, pe ochi frumoși. Nu e imposibil, dar e foarte greu de stabilit. Pe când la celălalt lapte, care de la mulți până la etichetă, până la raft, se știe exact cât timp a trecut, de unde a venit, când s-a făcut pasteurizarea, ce compoziție are, ce calitate are, care este termenul de valabilitate și toate condițiile sunt îndeplinite, se poate spune că este mai sigur. Am înțeles. Bun, atunci haideți să urmărim un alt aspect. Cei de la Protecția Consumatorului, eu știu că nu au laboratoare de analiză și bănuiesc că colaborează și cu dumneavoastră. Da, colaborează și cu noi. Și vin uneori. Acum, dumneavoastră ne-ați vorbit de faptul că acest lapte care se comercializează la colț de stradă prezintă riscuri și bănuiesc că ați avut ocazia să faceți analiză și la laptele care trece de dumneavoastră, deci este conform, ajunge la procesatori, iar pe urmă ajunge în zona comercială. Acel lapte întotdeauna este de bună calitate? Nu ați avut situații în care cei de la Protecția Consumatorului sau, mă rog, alte instituții să vină la dumneavoastră cu eșantioane de lapte și să-i faceți analiza și să constatați lucruri aberante? Nu am făcut foarte multe analize pentru, la solicitările celor de la Protecția Consumatorului. Într-adevăr, am făcut pentru nu știu, câteva automate care ne le-au solicitat de ei, le-am trimis rezultatele. Nu au fost situații în care să fie depășit enorm sau enormități, așa cum m-ați întrebat dumneavoastră. Nu știu ce să vă spun. Dacă procesatorul, de exemplu, preia laptele, îl analizăm noi, îi transmitem rezultatele. Dacă el nu îndeplinește anumite condiții sau așteptări ale lui, el poate să-l folosească pentru anumite produse care, să zicem, au un termen de valabilitate mai lung sau anumite condiții de procesare. Dacă el are o calitate, aici procesatorul își
dirigează producția sau cantitatea. Își gestionează într-un anumit mai bine într-un anumit fel. Nu pot să vă dau foarte multe exemple pentru că nu le avem noi. Strict activitatea noastră se referă la analize, iar rezultatele și mai departe fluxul nu ajunge la noi unde merge și ce face. Acum, haideți să rămânem la ceea ce spuneam, la acest lapte neconform. Există români care consideră că dacă îl punem la fiert, îl fierbem bine, acest germen, acest supliment de germen care depășește cotele impuse de Comunitatea Europeană, ar dispărea și dacă îl fierbem bine, putem să avem garanția că laptele poate fi consumat în siguranță. Este un adevăr? Într-adevăr, majoritatea germenilor care se găsesc în lapte sunt germeni, nu sunt germeni patogeni care să provoace anumite boli grave, dar aceștia depreciază cantitatea laptelui, consumă o parte din componentele laptelui. O parte din proteină? Din lactoză și atunci laptele nu mai este proteină. Nu știu, dumneavoastră ați avut ocazia să gustați un asemenea lapte care a avut un procent mai mare de germeni, chiar cifre așa mai aberante. Nu ați avut curiozitatea să-l gustați? Nu ne-ați putea spune cam cum este acest lapte sau care sunt motivele pentru care acest lapte nu este bun? Ce înseamnă din punct de vedere al gustului, nu numai al influențelor asupra sănătății noastre? Din punct de vedere al gustului, se simte clar dacă un lapte nu este de calitate sau este un lapte deci învechit. Este un lapte mai acru, mai amărui? Deja este mai acrișor și în funcție de faza în care se află, poate să, de exemplu, la fierbere să precipite și să coaguleze sau se simte deja gustul acrișor și nu cred că îl mai consumă cineva cu plăcere. Uneori nici animale, nici pisicile nu-l mai consumă. Nu știu, nici pisicile, nici... Se simte, clar, dacă nu a depășit termenul lui de păstrare. Haideți să ne întoarcem puțin. Eu vreau să profit de faptul că dumneavoastră aveți și această preocupare, în sensul că conduceți această unitate specializată în analiza laptelui, dar sunteți și medic veterinar și eu sunt convins că aveți multe secrete pe care ați putea să ni le împărtășiți. Eu cred că uneori aceste celule somatice, acești germeni se mulțesc foarte mult și datorită faptului că nu respectăm niște cerințe minime de igienă după ce cumpărăm laptele. Deci, să presupunem că acest lapte parcurge un traseu destul de lung, de la aparatul de muls, tancuri de răcire, transport, procesator, magazin. Ne ducem în magazin, luăm punga de lapte și haideți să vedem ce se poate întâmpla cu acea pungă de lapte după ce am plătit-o la casă. Ce condiții trebuie să avem pentru ca laptele respectiv să nu devină o bombă, să nu devină un produs care să ne afecteze sănătatea. De exemplu, aș vrea să vă rog să ne spuneți cam cât timp trebuie să păstrăm acel lapte. În ce condiții trebuie să-l păstrăm? Dacă putem să consumăm în mod direct laptele din pungă sau din acele cutii de carton. Deci sunt câteva cerințe pe care uneori le neglijăm. Uneori avem surpriza să ne infestăm sau să avem o anumită boală de pe urma consumului de lapte sau de produse lactate și, de fapt, vina nu este nici a fermierului, nici a celui care a făcut procesarea, poate nici a comercianțului. Vina este a noastră. Haideți să urmărim puțin această etapă de după comercializarea laptelui. Da, într-adevăr, laptele parcurge mai multe etape, de la muls, la transport, procesare, magazin și, pe urmă, la frigider. Este foarte important să citim eticheta, să vedem ce cumpărăm și de acolo putem să ne dăm seama ce avem de făcut cu laptele. Dacă cumpărăm un lapte care este pasteurizat, dar nu la temperatură înaltă, citim eticheta și vedem că are un termen de valabilitate de 3 zile sau 5 zile, atunci trebuie să-l consumăm în perioada respectivă. Dacă îl deschidem, el intră deja, flaconul sau cutia, intră deja în contact cu aerul și atunci poate să intre germeni din cameră, din bucătărie, de unde, din mediu. Și care intră în acest proces de multiplicare. Proces de multiplicare și dacă depășește
o zi sau două deja încep să se mulțească la fel și să-l deprecieze. Deci este... Sau dacă el este, să zicem, lapte, nu este UHT, este luat de la supermarket, pus în portbagaj, ajungem după 2-3 ore acasă cu el, temperatură 30 de grade, e clar că laptele fiind, având obligația să fie păstrat la 4 grade, nu este, sau nu mai ajunge poate în condițiile în care ar trebui să ajungă și care credem noi că sunt bune. Celălalt lapte, laptele pasteurizat sau ultrapasteurizat, acolo condițiile sunt mai legere, să zic așa, se păstrează la temperatura camerei și tot așa, după ce este deschis, trebuie să se consume. Cam în cât timp? O zi, două, maxim. Bun. Acum există persoane care folosesc acest lapte pentru a produce iaurt, lapte bătut sau chefir. Aici se produce o degradare a laptelui. În ce măsură aceste produse, obținute acasă, obținute în bucătărie, pot să prezinte anumite riscuri? Se ajunge la o degradare a calității laptelui? Într-adevăr, prin fierbere, discutam mai devreme de fierbere, laptele își modifică compoziția, adică anumite componente ale lui se transformă. Dacă, să zicem, laptele crud, așa cum vine el de la vacă, este foarte bogat în vitamine, prin fierbere majoritatea dispar sau sunt distruse. Și atunci ce rost mai are să consumăm lapte? Păi are rost, că mai are ceva, deci nu numai vitamine are laptele, are și proteine, are și grăsime, are toate componentele, deci laptele este un aliment complet. De exemplu, o parte din proteine prin fierbere, știți că apare la suprafață o anumită o precipitare a albuminei, de exemplu. Pe când prin procedura cealaltă de pasteurizare, acestea încearcă sau se încearcă să rămână așa cum vin ele. Deci pasteurizarea este de o anumită, la o anumită temperatură, pentru o anumită durată și atunci ele sunt păstrate. Ce privește produsele, nu știu, iaurturile și ce să fac, prezintă aceleași riscuri ca și laptele. Dacă laptele este de calitate și este de încredere, probabil că se obțin și produse bune. Dacă laptele este cu o încărcătură mare de germeni sau cu număr mare de celule somatice, nici produsele nu sunt. Eu bănuiesc că dumneavoastră păstrați un dialog cu procesatorii. Ce știți că fac sau ce credeți că ar trebui să facă procesatorii cu acest lapte care este neconform? Acum, nu cu laptele care a depășit cu 2%, ci cu acel lapte care provine de la fermieri și acest procent este mult mai mare, poate de 200, de 300%. Poate primi o anumită destinație sau, dimpotrivă, trebuie să îl aruncăm? În funcție de ce probleme are, în funcție de compoziția lui, dacă laptele nu rezistă la pasteurizare, nu prea mai e ce să faci cu el. Adică, în primul rând, tot laptele care intră la o fabrică de procesare se pasteurizează, să devină mai sigur. Dacă el nu trece testul respectiv, nu știu, probabil că ajunge să fie tratat ca deșeu sau... În funcție de ce compoziție are sau de ce aciditate, hai să zicem, are, poate să fie folosit la anumite produse care au o perioadă de maturare mai lungă, de 60 de zile, și în care nu mai are așa mare influență încărcătura. De 60 de zile sau mult mai mult, pentru că sunt anumite produse la care perioada de maturare poate să ajungă la 3, 4, 5 ani sau chiar mai mult. Sunt asemenea sortimente pe care mari procesatori din Europa le produc. În aceste condiții ar putea să, nu știu, să se îmbunătățească puțin calitatea produselor? Ar putea să dispară aceste efecte negative pe care are la ora actuală laptele neconform? Dacă există posibilitatea să fie folosit. Nu. Dacă folosim acest lapte pentru a produce un cașcaval care are o perioadă de maturare, să zicem, de 5 ani, ce se întâmplă cu acel cașcaval? Să haideți să facem o comparație cu cașcavalul produs din lapte conform și respectiv lapte neconform. Deci e clar, în primul rând, dacă laptele e conform și are o
încărcătură foarte mică de germen și perioada de păstrare a lui poate să fie mult mai lungă. Dacă laptele are încărcătură foarte mare de germen, nici produsele care se obțin din lapte nu pot să aibă o perioadă foarte lungă, chiar dacă se pot face anumite produse, dar termenul de valabilitate este scurt și plus compoziția și gusturile toate se schimbă. Dintr-un lapte bun poți face orice, dintr-un lapte prost poți să faci aproape nimic. Nu, eu v-am pus această întrebare pentru că există unii care consideră că nu-i nimic dacă e neconform, că punem cheag în el și facem noi caș și îl vindem noi peste un an sau doi ani și nu e nicio problemă. Deci iată că sunt probleme atunci când folosim acest lapte neconform. Îmi spuneați adineori că ați făcut analize și pentru cei care comercializează laptele crud prin aceste aparate și vă rog să îmi spun, aceste aparate automate de distribuție au apărut în toată țara. Eu cred că e bine să avem asemenea metode, asemenea modalități moderne de comercializare, dar haideți să vedem ce e bine să facem, să comercializăm lapte crud, pentru că din câte cunosc majoritatea automatelor pun la dispoziția clientului lapte crud, sau dimpotrivă să ne îndreptăm atenția doar spre lapte care a trecut prin această etapă de pasteurizare. Care este punctul dumneavoastră de vedere? Pentru că eu sunt convins că aveți, având acest laborator, știți mult mai multe lucruri decât noi. Preferințele consumatorului, fiecare și le știe, nu pot să le dau. Preferințele ca preferințele, dar riscurile, pentru că asta ne interesează, ce riscuri prezintă laptele neconform care este comercializat pe stradă prin aceste automate? Deci laptele, prin automate se comercializează teoretic lapte conform, nu lapte neconform. Eu am văzut că se comercializează lapte crud. Laptele crud e altceva. Laptele crud are anumite riscuri, care vi le-am spus și mai devreme. Riscurile cu încărcătura de germen, că nu este verificată sau nu poate să fie tot timpul sub control, sau riscurile că pot să apară anumite maminte sau anumite boli, în efectiv să nu fie depistate la timp și atunci să ajungă și în lapte, pe când în laptele pasteurizat cam astea se elimină. Dacă laptele este fiert și este obligatoriu să fie fiert, că altfel prezintă mai multe riscuri și mai grave, atunci se schimbă, am spus, o parte din componentele lui. Cum fiecare poate să-și aleagă ce varianta dorește, pe care o dorește, care îi se pare mai corespunzătoare, mai apropiată de preferințele lui. Ce sortimente de lapte analizați în acest laborator? Doar lapte de vacă? Da, în principal lapte de vacă, dar analizăm și lapte de bivoliță sau lapte de capră, chiar lapte de oaie în perioada de vară. Deci cam toate tipurile de lapte care există, care se obțin în România, dar este laptele crud care le analizăm. Facem foarte puține analize pentru laptele pasteurizat sau laptele prelucrat termic. Deci laptele care trece de unitatea de procesare. Unitatea de procesare nu prea mai ajunge la noi. Până ajunge la unitatea de procesare sau când pleacă de la fermă până la unitatea, trece și pe la noi. Bun. Haideți să ne imaginăm că avem în față o mămică care are un copil de câțiva ani, este interesată, așa cum e bine să fie toate mămicile, să-i pună în față, să-i pună în farfurie doar produse de cea mai bună calitate, și să ne imaginăm totodată că avem câteva pahare cu lapte, de vacă, de oaie, de capră, de bivoliță. Care este sortimentul de lapte care prezintă cele mai puține riscuri și care ar trebui să fie recomandat în primul rând pentru consumul copiilor? Nu știu, bănuiesc că și între animalele producătoare de lapte există anumite diferențe. Da, există diferențe. Cel mai bine este să consume laptele de mamă. Asta e cel laptele ideal dacă copilul este mic. Să presupunem că a trecut de această etapă. Dacă a trecut de etapa asta, laptele de vacă este foarte apropiat ca și compoziție de laptele cu laptele de mamă. Are un procent mai mare de proteine, diferit față.
de cel de mamă. În schimb, laptele de oaie sau laptele de bivoliță este foarte, foarte gras, un procent mult mai mare de grăsime și proteină. Dar vedeți, dumneavoastră, sunt mămici care doresc ca să aibă un copil sănătos, să crească cât mai repede, să fie voinic și probabil se gândesc la alte sortimente de lapte. Bun, atunci trebuie să consume mai mult lapte. Nu cred că există o relație dacă ai consumat lapte de bivoliță, să zicem, ai anumită imunitate sau anumite... Știți la ce? În momentul în care v-am pus întrebarea, eu m-am gândit în primul rând la aceste elemente de calitate, la conținutul de celule somatice și la conținutul de germeni. Eu am crezut că îmi spuneți că, de exemplu, laptele de capră prezintă mai puține riscuri și că, în general, este mai curat decât laptele de oaie sau invers. Asta era sensul întrebării. Cred că riscurile sunt aceleași și la laptele de capră și la laptele de vacă. Dacă este mulți de la animale sănătoase și păstrat în condiții bune, este foarte bun. Dacă nu, atunci e o problemă. Nu cred că aș putea să vă spun care sunt deosebirile. Ca să nu fim nedrepți cu animalele, deci toate animalele au aceleași șanse. Aș vrea să vă mai pun o întrebare legată de dimensiunea fermei. Sunt mulți cei care consideră că dacă avem o fermă de mare dimensiuni, putem să avem o dotare mai bună la capitolul mulți, putem să avem condiții de igienă mai bune. Și totodată sunt unii care consideră că micul fermier, cel care are 2, 3, 4, 5 vaci acasă sau, mă rog, un anumit număr de oi, un număr mai mic de oi sau capre, ar avea niște condiții igienice mai mici comparativ cu mari fermieri. Din punctul dumneavoastră de vedere, rezistă o asemenea teorie? Este o teorie reală sau dimpotrivă? Nu știu dacă rezistă cei cu 2-3 vaci ca să producă lapte și să poată să susțină, adică să trăiască numai din producția asta. Majoritatea fermierilor sau familiilor, hai să spun, care i-am văzut sau care i-am văzut în țările occidentale, au un număr de 20, 30, 50 de vaci pe care să le folosească, mă rog, să le mulgă, să le întrețină și asta le asigură profitul familiei. Le permite să supraviețuiască, le permite să trăiască în condiții normale și decente. Da. Cu 2 sau 3 vaci cred că este foarte greu să, orice cantitate de lapte ar avea vacile alea. Trebuie să mai facă și altceva, altfel nu cred că sunt rentabili. În schimb, cei cu 200-300 au condiții sau pot să-și iau o sală de mulți, pot să-și automatizeze producția, pot să pună roboți de mulți să nu mai mulgă ei, pot să facă mult mai multe. Nu ați avut solicitări pentru a face analiză la lapte de măgăriță? Nu, n-am avut. Noastră zâmbiți, probabil zâmbiți și cei care ne urmăresc, dar să știți că în Italia există câteva ferme de mari dimensiuni, care sunt specializate în producția de lapte de măgăriță și care este comercializată în toată Italia, inclusiv lapte praf de măgăriță și care se spune că este mult mai apropiat de laptele de mamă. Mi-am amintit acest lucru în momentul în care dumneavoastră ne-ați vorbit de laptele de vacă și de calitățile pe care le are. Cine știe, poate în perioada următoare se vor găsi unii care să vină și cu asemenea sortimente de lapte. Mai sunt și altele prin țările arabe, prin țările asiatice. Și măgărițele. Din moment ce se spune că este foarte bun, îmi amintesc că acum 100 de grame de lapte praf de măgăriță se vinde în Italia cu 54 de euro. Deci este o afacere bună. Probabil, nu știu, la noi încă n-am auzit. O să vă rog să ne sunați în momentul în care vine prima tonă de lapte de măgăriță. Vă chemăm când facem prima analiză. Acum, eu o să am o rugăminte, să ne dați voie să filmăm și în laborator, pentru că dacă tot am venit la un laborator specializat în analiza laptelui, am vrea să vedem cum stăm la capitolul dotare. Deci următoarea întrebare este cea legată de dotare. Suntem tot la nivelul anului 2003 sau, dimpotrivă, lucrurile au evoluat și acum
analizele, aceste analize pe care le-ați amintit și dumneavoastră, se fac într-un alt mod. Nu suntem la nivelul anului 2003. Practic, de când am început activitatea, noi ne-am dublat capacitatea, sau chiar mai bine, de analiză cu care am început inițial. În ceea ce privește dotarea, pot să vă spun că aparatura pe care noi o folosim se găsește în toate țările din Uniunea Europeană, nu este cu nimic mai jos. Cu laboratoarele am intrat în Uniunea Europeană, urmează să intrăm și cu fermele. Deci cu laboratoarele am intrat cu 100% în Uniunea Europeană, deci nu există ceva superior care sau alte teste care să se facă undeva și noi să nu le putem face. Da, ca timp, pentru că este important și timpul. Pentru că eu sunt convins că dacă aducem o probă de lapte și o ținem în laborator, chiar și aici la dumneavoastră, unde aveți condiții bune, o perioadă mai lungă de timp, acel lapte, nu știu, se poate degrada. Și atunci este important nu numai costul analizei, ci este important și timpul în care se poate face această analiză, pentru că probabil procesatorii nu vor introduce în flux laptele respectiv până în momentul în care nu le comunicați rezultatul acelui lapte. Da, într-adevăr, dacă facem o paralelă între analizele sau metodele de analiză pe care le-am învățat noi la școală și metodele de analiză pe care le folosim noi acum, este o diferență enormă. Vă pot da un exemplu. Dacă noi inițial depistam sau făceam analizele pentru numărul total de germen prin metoda clasică, în care făceam diluții seriale cu personal foarte, foarte numeros, în care trebuia să așteptăm rezultatul minimum 3 zile, după care să transmitem încă o zi rezultatele, încă o zi să ajungă și interpretat, să ia măsurile, deja laptele i-a trecut termenul și nu se mai poate. Noi în momentul de față, aparatura pe care o folosim este automată, este aparatură rapidă și tot ca să finalizez ideea, deci pentru numărul total de germeni, din momentul în care noi am pus proba la analiză și până în momentul în care apare rezultatul, trec 9 minute și jumătate. Deci 10 minute, așa că vă puteți da seama care e diferența între 3 zile sau 72 de ore și 9 minute. Și bănuiesc că după ce ați făcut aceste analize, nu chemați poștașul ca să vină să ducă foaia respectivă cu analize la procesator, care cine știe poate la 100 de kilometri. Care e modalitatea prin care transmiteți aceste rezultate? Da, deci ca să explic mai bine exact cum stau lucrurile, dacă, de exemplu, azi dimineață se prelevează probele de lapte, până la sfârșitul zilei ele ajung în laborator, v-am spus, din Satu Mare sau din Timișoara sau din Brașov, Covasna, din Transilvania, mâine la prima oară intră în lucru și la sfârșitul zilei procesatorul și fermierul își găsește rezultatele. Rezultatele pe care noi le obținem sunt preluate automat, avem un program special în care rezultatele sunt procesate, sunt transmise automat prin e-mail la procesator, sunt transmise prin e-mail la fermier, iar fermierul, pentru că nu stă foarte mult lângă calculator și să-și verifice e-mail-ul, dacă are vreo problemă în fermă și el nu știe, într-o formă simplificată putem să le transmitem și prin SMS. Și atunci el primește, și dacă este în tractor, poate să-și primească SMS-ul și să-și vadă rezultatele și să știe dacă are de făcut ceva sau... Dacă mai continuă aratul sau se întoarce repede la fermă. Dacă continuă aratul sau se duce repede acasă.
Da. Eu mi-amintesc că în urmă cu vreo 10 ani în Cluj erau acele laboratoare mai primitive și cu toate acestea se putea depista cu ușurință laptele care este falsificat. Pentru că și în acest domeniu întâlnim diverse metode, nu o să le dezbatem acum pentru că nu vreau să facem educație cu cei care intenționează să falsifice laptele, dar o să vă rog să ne spuneți în ce măsură laptele care este falsificat, care pleacă uneori de la fermier, poate să fie depistat cu ușurință la dumneavoastră și totodată să ne traduceți puțin această expresie lapte falsificat. Bineînțeles că poate să fie depistat cu ușurință, deci dacă laptele este falsificat, înseamnă că s-a luat ceva din lapte sau s-a pus ceva în lapte. Deci cam asta se referă cuvântul falsificat. Deci nu mai este laptele care a venit de la vacă. Falsificările sunt mai multe tipuri de falsificări care se pot întâlni. Cele mai obișnuite sau cele mai frecvente sunt adaosul de apă sau smântânirea laptelui, care se știe că laptele la rece, smântâna se ridică la suprafață și atunci asta este colectată și primește altă destinație. Este colectată și nu mai ajunge unde trebuie. În principal, astea două sau cele mai frecvent întâlnite. Da. De exemplu, unii introduc în lapte margarină fiartă sau ulei vegetal sau ulei provenit de la topirea grăsimilor animale. Aceste practici le puteți identifica? Acest lapte neconform, pentru că eu îl numesc lapte fals sau lapte neconform, îl puteți identifica? Da, se poate identifica, dar noi în principal v-am spus care sunt, nu au fost foarte multe solicitări să depisteze anumite tipuri sau suspiciuni că există lapte falsificat cu uleiuri sau cu amestecuri diferite. Se pot teoretic depista orice tipuri de falsificări, dar cred că astea sunt mai rare și nu sunt de rutină în care să fie verificat, de exemplu, cum este verificat adaosul de apă suplimentar sau dacă la fiecare analiză sau altă, chiar dacă nu-i falsificare, o altă neconformitate, se spun așa, este prezența sau absența substanțelor inhibitoare, în principal a antibioticelor, care nu ar trebui să ajungă în lapte. Puteți depista antibioticele, de exemplu, pentru că în România există acest aspect negativ, l-aș numi eu, atunci când animalele se îmbolnăvesc, ne ducem la farmacia veterinară și cumpărăm și dăm cât mai multe antibiotice, cât mai multe medicamente, pentru ca nu cumva să se întâmple ceva cu săracul animal, pentru că fermierul vrea să-l păstreze în continuare. Aceste antibiotice, aceste medicamente, în general, se regăsesc și în lapte. Le puteți depista cu ușurință? Da, le depistăm, v-am spus, în cursul unei zile de analiză, toți acești parametri sunt depistați. Dacă animalul sau unul dintre animale este tratat cu antibiotic și laptele care s-au obținut după tratament a ajuns în laptele de colectură, ăsta este depistat și atunci anunțat rapid procesatorul și fermierul să știe că are o problemă. În mod normal, acest lapte nu trebuie să ajungă în consum, pentru că prezintă unele riscuri foarte mari, anumite rezistențe la antibiotice și deja, sau chiar alergii. Cam câte, din informațiile noastre, cam câte laboratoare de acest tip există în Transilvania? Din informațiile mele, cam laboratoare de acest tip nu mai există în Transilvania, nici în România, adică pe modelul pe care îl avem noi. Există foarte multe laboratoare în țara noastră, dar un laborator în care să fie implicați și procesatorii și producătorii și să fie neutru și echidistant, atât față de unii cât și față de ceilalți, nu mai există. Există laboratoare private, există laboratoare
de stat, ale procesatorilor, ale unor asociații, dar ca și al nostru nu mai există. Mai am încă o întrebare. O să vă rog să-mi spuneți, în cazul în care un anumit fermier dorește să-și valorifice laptele și totodată dorește să prezinte și un buletin de analiză credibil, vine la dumneavoastră cam care sunt costurile pentru efectuarea unor analize, desigur cu toți parametrii care sunt ceruți în general de procesatori. Da, toți parametrii care sunt ceruți de lege, pentru că și cei care vând laptele prin automate sau care vând laptele la procesare au obligația să-și facă un anumit set minim, un anumit set de analize, să demonstreze că laptele respectiv îndeplinește condițiile cerute. Dacă laptele nu îndeplinește, el trebuie să ia măsuri și să demonstreze că laptele pe care el îl pune în piață este corespunzător. Costul unei analize pentru o gamă completă de teste pe care le facem noi este 7,5 euro. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații și vă urez să aveți cât mai mulți clienți, parteneri de afaceri care să vină numai cu lapte conform. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc și noi!